Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. PSD și PNL negociază o alianță electorală pe baza căreia să participe pe liste comune la alegerile de anul viitor. Este o știre care a fost confirmată în felul său și de domnul Ciolacu, care a spus că uneori trebuie să mai spunem și adevărul. Deci ar fi vorba de toate rundele de alegeri, europarlamentare, locale, parlamentare și chiar și prezidențiale, ceea ce ar fi o noutate față de precedenta alianță electorală dintre aceste două partide, USL, care a funcționat în 2012-2014. Există deja și un nume propus pentru această alianță, Blocul Democratic. Unul dintre argumentele constituirii acestui bloc este blocarea ascensiunii AUR, partid considerat de sorginte extremistă și un pericol pentru democrație, scrie Europa Liberă. La telefon este politologul Cristian Pîrvulescu. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața! E foarte devreme, desigur, dar vi se pare plauzibil o asemenea alianță? Și care ar fi, mă întreb, efectele de imagine și popularitate asupra celor două partide, PSD și PNL? În politică și mai ales în alegerile politice, aritmetica nu prea funcționează. Aici 1 plus 1 nu face 2 și 1. Altfel spus, dacă două partide se unesc, cu excepția situațiilor, ați evocat mai devreme USL-ul, în care există un curent de protest puternic și partidele sunt în opoziție, nu câștigă. Este mult mai profitabil să participe în alegeri pe liste separate. Asta este și motivul pentru care nu avem confirmări, dimpotrivă, avem mai degrabă negări dinspre PNL, pentru că secretarul general al partidului spunea că n-a auzit de niciun fel de bloc democratic în discuțiile din partid, iar atunci când președintele partidului, Nicolae Ciucă, a fost întrebat, a fost cât se poate de ambigu. Ceea ce mă face să cred că da, există o discuție foarte vagă, dar nu există încă un plan foarte clar și că informația pe surse venind dinspre PSD este în primul rând un interes al PSD, care își dorește foarte mult să seteze într-un anume fel alegerile de anul viitor. Este imposibil pentru alegerile europene, europarlamentare, pentru că acolo partidele participă la blocuri diferite, la Partidul Socialiștilor Europeni, respectiv la Partidul Popular European. Și ar fi foarte complicat să participe pe liste comune, deși, sigur, în final ar putea ajunge la o concluzie de genul acesta. De fapt, ceea ce interesează PSD, în primul rând, este să nu există un adversar pentru candidatul partidului la ultimile alegeri de anul viitor, respectiv la cele prezidențiale. Bun, acum, tot așa scăpat în presă, este și scenariul prin care PSD ar oferi jumătate din locurile de pe liste pentru PNL, dacă PNL ar accepta un candidat al PSD la prezidențiale, un candidat comun din partea PSD la prezidențiale. Un lucru care ar trebui să fie atractiv pentru liberali, care sunt în mare scădere de formă. Cu siguranță, 50% este mult. Pe de altă parte, trebuie să ne întrebăm 50% din ce? Știți, cum vor face listele? În plus, mai e o problemă. N-am discutat despre alegerile locale, acolo unde există confruntări la nivel local între PNL și PSD puternice. Spre exemplu, în Transilvania, care este o redută PNL, în care PSD cu mare greutate reușește să se impune, cu excepția câtorva județe, cum este Hunedoara și Bistrița. Oare activul PNL va accepta cu serenitate acest lucru? Nu există riscul ca mulți primari PNL care au probleme istorice cu PSD să prefere să candideze pentru un alt partid, de exemplu pentru USR. Sunt foarte multe dificultăți pe care le vor avea, așa că orice propunere vor face PSD-știi se vor lovi de un PNL care va negocia, pentru că nu e de refuzat propunerea din start, o vor negocia, dar o vor negocia foarte atent. Dar cum vi se pare motivația, ca să nu spun scuza asta, că blocul ar urma să combată ascensiunea Partidului AUR? Adică ar reuși asta? Nu știu, nu cred. Și pe de altă parte vă aduc aminte, dacă poate ați uitat dumneavoastră sau ascultătorii Europa FM, că la începutul anului 2021, în februarie-martie, un grup de intelectuali și organizații neguvernamentale au cerut partidelor democratice să traseze o linie roșie de necolaborare cu AUR. Nimeni nu a răspuns acelei scrisori. Absolut nimeni, nici PSD, nici PNL, nici USR, nici UDMR, niciunul dintre aceste partide parlamentare nu au făcut nimic. Din contră, în discuții, pentru că sunt unul dintre parlamentari pe care le-am avut cu partidele politice, am aflat că acestea vor să-și rezerve posibilitatea de a negocia în anumite condiții cu AUR, pentru că vor avea nevoie de sprijin în Parlament, ceea ce am văzut inclusiv din partea USR, dacă vă aduceți aminte. Ori mi se pare destul de ciudată această formulare. Este o situație europeană care ar obliga PSD, în primul rând, ca Partid Socialist, să se delimiteze de AUR, însă asta nu va rezolva problema, ci va legitima AUR și mai mult ca fiind o forță autentică a opoziției. Dar am avea o guvernare foarte stabilă, nu? Cu AUR singurul partid în opoziție. Dacă ar fi să zicem, pune în cazul aceste două blocuri mari, PSD-PNL pe de-o parte și un partid semnificativ deja, potrivit sondajelor, discutăm la acest moment, AUR, de cealaltă parte. Mai rămâne loc și pentru alte partide în această configurație? Sigur. USR va rămâne un partid urban și, cum vă spuneam, cred că va beneficia de sprijin din partea unor peneliști care nu văd deloc cu ochi buni, din diferite motive, unii ideologic, cei mai mulți din motive pragmatice, o alianță cu PSD. Asta îi va da spațiu, spre exemplu, de manevră lui Ludovic Orban și partidului său, care poate recupera, eventual, într-o alianță cu USR, o parte din acești nemulțumiți. Deci nu cred că succesul ar fi atât de mare pe cât speră PSD. În schimb, da, PSD, împotriva căreia iarăși aritmetica este împotrivă, ar putea poate să treacă de examenul prezidențialelor de care n-a mai reușit să treacă din 2000. Deci, din ce îmi spuneți, eu înțeleg că, din punctul dumneavoastră de vedere, singurul partid care ar avea de pierdut dintr-o astfel de asociere ar fi PNL. Absolut. PNL ar avea de pierdut, în primul rând, identitatea sa, pe de altă parte, libertatea de mișcare. Un guvern se face prin alianțe și ar pierde ceea ce a deținut într-un fel sau în altul din 2004 încoace, și anume cea mai importantă funcție în stat, care simbolic a asigurat acestui partid continuitatea. Pentru că sau l-a sprijinit pe Traian Băsescu în alianță cu PD, sau a avut sprijinul, a reușit să-l impună pe Claus Iohannis, și atunci când nimeni nu se aștepta. Lucrurile astea au contat pentru partid, care a reușit în felul acesta să devină un actor important al scenei politice românești. Ar dispare, nu total, dar ar deveni un partid printre altele. PSD rămâne partidul dominant. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în Deșteptarea politologul Cristian Pîrvulescu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.